întrebat adesea ce îi lipsește sistemului nostru de învățământ. Cred că nu m-am întrebat de una singură. V-ați putea gândi poate la dotări sau la pregătirea profesorilor? Ce anume din pregătirea profesorilor ar face diferența? Este omul preocupat de educație de-a lungul întregii vieți. De educația altora, dar în special de propria educație. Pentru că, așa cum spunea Jean-Jacques Rousseau, nu poți să desăvârșești pe altul dacă nu te-ai desăvârșit mai întâi pe tine. Amintește-ți, spunea Jean-Jacques Rousseau, că trebuie să găsești în tine exemplul pe care trebuie să-l dai. Învățarea permanentă, a noastră, a lor, presupune ieșirea din zona de confort. Iar profesorul trebuie să descopere acest secret. Cum să-l fac pe elevul meu să iasă din zona lui de confort? Cum să-l fac să depună efort conștient, fără să-l memoreze mecanic? Cheia descătușării lacătului acestui proces al învățării trebuie descoperită împreună. Preocuparea profesorului față de elev fiind nu doar de a transmite informația, ci și emoția de a studia un anumit conținut. Pentru că programele educaționale actuale pregătesc elevii pentru viața de mâine, însă nu se gândesc cum să-i facă să trăiască acum. Cei 16-19 ani petrecuți în școală nu se mai întorc. Nu pot fi retrăiți. Iar educația școlară trebuie să pregătească nu doar oameni cultivați, ci și oameni capabili să aprecieze frumusețea relațiilor umane și realizările umanității. Așa am ajuns la concluzia că trebuie să găsim calea prin care să ieșim din anonimat. Și m-am gândit la 10 lucruri pe care am putea să le facem în clasă pentru a ieși din mulțime și a deveni un profesor de nota 10. Primul lucru la care m-am gândit a fost zâmbetul. Zâmbetul contribuie la definirea stilului personal al profesorului, arătând atenția pe care acesta îi o acordă elevului. Zâmbetul nostru creează premisele bunei dispoziții în clasă, a bucuriei. A bucuriei că suntem o comunitate, că trăim în același spațiu și încurajează libera exprimare. Zâmbetul profesorului arată cât de mult îi place ceea ce face. Și nu ne referim aici doar la purtarea unei măști zâmbitoare. Al doilea lucru, privește-ți elevul în ochi. Elevii ne caută privirea. Pentru că privirea noastră le arată că le acordăm atenție, că ne pasă de ei și îi încurajează. Susținerea privirii îi sprijină, îi recompensează și este capabilă să capteze și să recapteze atenția. Un alt element. Construiește alături de elevul tău, participând cu entuziasm la desăvârșirea propriului proces de formare. Pasiunea, entuziasmul stau la baza predării eficiente, accentul fiind pus pe posibilitățile, pe potențialul înnăscut al celui care trebuie ajutat să se ajute singur, cum spunea Maria Montessori. Asumarea unui rol presupune modificarea expresiei feței, a vocii, poate chiar și a înfățișării, pentru a fi mai convingător. Cel mai greu rol însă este cel de profesor. Pe lângă acesta rol de profesor, mai putem să fim animator,
consilier, membru în echipa de joacă, să detensionăm atmosfera. Profesorii care aleg să interpreteze ocazional niște roluri nu fac decât să se adapteze la realitatea elevilor lor. Stimulându-l și pe elev să intre, să îmbrace cămașa unui personaj, îl face să se simtă vizibil, important, activ. Și așa profesorul poate din actor să devină și regizor. Și ce face un regizor? Pune în valoare ceea ce actorii lui sunt în stare să facă cel mai bine. Interpretarea unui rol din partea unui elev este și o cale de eliberare. Mai ușor îi poți pune o întrebare unui om care, sau unui personaj care nu pune note în catalog. Importante sunt și intrarea și ieșirea din clasă. La fel cum este și intrarea și ieșirea actorului pe scenă. Intrarea actorului pe scenă, la fel ca intrarea profesorului în clasă, este semn că începe să se întâmple ceva. Putem capta atenția printr-un triunghiu, prin simpla poziție dreaptă în fața elevilor sau printr-un mesaj al zilei. Ieșirea, dacă alegem să o facem printr-un joc sau poate cu cuvintele în concluzie, o să vedem diferența. Dacă le spunem în concluzie, se creează o forfotă, o zarbă, încep să strângă caietele pentru că este semn că totul s-a terminat. Mai bine alegem să jucăm un joc, RAI sau tehnica 3-2-1, cred că le știți, sau să-i antrenăm în ceva în care nici să nu-și dea seama că au trecut minutele, dar pentru noi acel joc să fie un feedback pentru cât de eficienți am fost la clasă. Rolul presupune și acomodarea gesturilor naturale, pentru că mimica și gestica completează cuvintele. Și uite, așa ajungem la al cincilea element. Adaptarea vocii, a tonului, a intensității. Tonul reflectă o serie de emoții, atrăgând atenția asupra unor aspecte prin nivelul ridicat, recaptează atenția sau recentrează către un element cheie. Volumul vocii poate fi folosit pentru crearea suspansului, pentru dinamizare sau pentru liniștire. Dacă vrei să atragi atenția cuiva, atunci vorbește în joapte. Un volum rezonabil e menit să transmită încredere și control. Un volum mai puternic se obține cu ajutorul diafragmei sau prin exerciții de respirație, nu prin încordarea mușchilor gâtului. Și ne dorim să avem o voce plăcută, nu una care să ne distrugă timpanul. Importantă este și rapiditatea și lentoarea cu care sunt rostite cuvintele, acelea pozitive. Pauzele dintre cuvinte, timpii acordați pentru răspuns, și nu în ultimul rând, dicția și corectitudinea gramaticală. Se întâmplă rar ca elevii să facă gălăgie atunci când profesorul are un ton adecvat, plăcut, o frecvență moderată a cuvintelor, un volum adaptat, o privire blândă, un mesaj pozitiv, adresat cu zâmbetul pe buze. Profesorul povestitor sau predarea ca o poveste încântă pe oricine, la orice vârstă. Spuneam că învățăm tot timpul. Învățăm să folosim puterea cuvintelor în educație. Cuvântul este instrumentul principal cu care lucrează profesorul, așa cum chirurgul are bisturiu, electricianul are șurubelniță,
Însă secretul, magia metodelor folosite de profesor constă tocmai în felul în care întrebuințează cuvintele. Dacă ele sunt folosite adecvat, pot convinge. Pentru că sănătatea noastră, fizică și psihică, depinde de modul în care adresăm, primim și folosim cuvintele. Puneți-vă întrebări și folosiți-vă intuiția. Dezvoltați-vă astfel al șaselea simț, devenind receptivi la nevoile care stau în spatele comportamentului elevilor. Comportamentul lor este doar vârful icebergului. Tendința și obișnuința noastră este să sesizăm mai mult comportamentele negative și să le sancționăm. Iar cele pozitive să ne se pară normale și nu le încurajăm. Și tocmai indiferența duce la scăderea frecvenței unui comportament. Fiți empatici al optulea element și transmiteți emoții. Creând un echilibru între latura cognitivă și cea afectivă a personalității, reușim să ajungem la sufletul și la mintea elevului. Inteligența emoțională are nevoie de exercițiu pentru ca să se dezvolte. Iar învățarea nu se poate realiza fără implicare și fără dorință. Ca un actor pe scenă, profesorul trebuie să vibreze și să rezoneze cu ceea ce spun, pentru că numai așa poate crea o conexiune cu mintea și cu sufletul elevului. Al nouălea element. Mergeți cu bucurie la școală, așa cum vă doriți să vină și copiii dumneavoastră la școală. Entuziasmul dumneavoastră va fi molipsitor. Atitudinea pozitivă pe care dumneavoastră o manifestați față de materia pe care o predați, îi va ajuta să îndrăgească acea materie și să vă urmeze poate chiar calea. Performanțele elevului depind de felul în care el se angajează în sarcină datorită motivației pe care o creează atașamentul dumneavoastră. Și al 10-lea lucru, echilibrul personal și buna dispoziție. Buna dispoziție ține de echilibrul personal și este una din nevoile de bază care motivează ființa umană. Nu este mai puțin importantă decât celelalte nevoi de supraviețuire, de apartenență, de libertate. Voioșia este la fel de bună pentru inimă ca un medicament. Și toată lumea a auzit de efectele binefăcătoare ale râsului. Ba chiar există și cursuri pentru acest lucru. Și într-un domeniu atât de stresant precum este învățământul, de ce nu ne-am folosit de aceste efecte? De ce să despărțim veselia de educație? Și este păcat să fii plictisitor atunci când ai în fața ta minți creative și agere, capabile de infinite conexiuni. Este valabil la orice vârstă. Ne dorim să fim veseli și bucuroși și acum, și atunci, și mâine. Dar este vorba despre un umor constructiv, nu unul ostil. Un umor care se află în strânsă legătură cu mesajul pe care vrem să-l transmitem. Simțul umorului este o trăsătură importantă pe care elevii o apreciază la profesorii lor. Lăsați-i și pe ei să aibă umor și să vă împărtășească din gândurile lor. Creați situații în care să râdeți împreună și dacă dumneavoastră să vedeți că nu izbucnesc din prima în hohote de râs la vreo glumă sau la vreun gând pe care îl destăinuiți, nu cedați. Progresați. Veți fi mai buni. Și vor învăța și ei cum să devină mai buni. Persoanele care au umor sunt persoane creative, cu gândire divergentă, și alternativă.
Umorul este strâns legat și de spiritul ludic. Și numai simpla pronunțare a cuvintelor joc și joacă creează niște vibrații, niște emoții pozitive. Jocul înseamnă mister, înseamnă suspans, înseamnă surpriză, înseamnă poveste. Iar toți ne dorim ca viața noastră să fie plină de povești frumoase. Spunea odată cineva că surpriza este cel mai frumos cadou pe care ți-l poate oferi viața. Profesorul poate fi un actor pe scena clasei. În același timp poate să fie un regizor, poate să fie un dirijor. Și asta încercăm să facem și noi, punând toate elementele împreună, într-un acord perfect și dezvoltându-ne personal la pedarte. Masterul interdisciplinar între științele educației și teatru. Acolo unde încercăm să mutăm lumina reflectoarelor de pe profesor pe elev, redescoperind practicile din alternativele educaționale, care s-au validat în timp, Waldorf, Montessori, step by step, Manuela, și în același timp, încercând să furăm din secretele meseriei de actor, pe care ei, actorii, le folosesc pe scenă, pentru a-și ține publicul. Pentru că și profesorul, asemenea unui actor, pe scenă, are public, are rol de învățat, și are această responsabilitate de a le menține atenția permanentă. Că la teatru te duci pentru că vrei. Hai să mergem și la școală, tot din aceleași motive pentru care mergem la teatru. Ce facem noi la pedarte? Învățăm să ne privim în ochi, să ne zâmbim, din inimă, poate chiar și cu picatul, să ne dezvoltăm încrederea în sine, în partenerul de lucru, potențându-ne simțurile prin jocuri și exerciții teatrale. Ne descoperim zona de autenticitate prin exercitarea autocontrolului fizic, psihic, emoțional, prin managementul emoțiilor, prin dezvoltarea inteligențelor multiple, a inteligenței emoționale. Ne conectăm la realitatea copiilor și ne asumăm roluri, adaptându-ne tonul vocii, volumul, folosind tehnici și metode de comunicare eficientă și de retorică. Pentru că profesorul autentic nu doar transmite cunoștințe, ci și emoții. Și este un doctor de suflete, pentru că dăruiește din inima sa și din mintea sa, cu iubire, ca educația cu iubire prin forma cea mai înaltă de formare. În condițiile în care educația ca terapie pentru minte, trup și suflet a devenit un deziderat tot mai căutat de părinți pentru copiilor. Doctor de suflete este cel care cântărește foarte bine ce, cât și cum trebuie proporționat ceea ce el dăruiește. Și așa cum spunea Berger, cei mai buni discipoli ai unui profesor nu sunt cei care repetă lecțiile după el, ci cel cărora le-a trezit entuziasmul, le-a fertilizat neliniștea, le-a dezvoltat forțele pentru ca ei să meargă singuri pe drumul lor. Vă mulțumesc!